Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu colegul meu Mihai. Bună ziua! Vorbim puțin despre rezultatele alegerilor parlamentare și am văzut în prima parte reacțiile de la PSD și de la PNL. Mihai, aș vrea să vedem ce s-a întâmplat și la USR, cu mențiunea că cei de la PMP aseară n-au vrut să vorbească, nu au dat nicio declarație, colegii mei au fost și la sediul Partidului Mișcarea Populară, dar n-au fost primiți acolo pentru declarații. Probabil că era supărarea mare sau cine știe ce emoții aveau că nu fac pragul. Iată că până la urmă l-au făcut pe da, plan național. Atât de multe emoții încât să nu primești presa. Să dai o declarație la cald, adică toată lumea, adică toți au fost, cu toți au fost dispuși să spun, băi, nu sunt oameni politici. La asta să pricep, da, la gargar. Să nu? Dea declarație, adică, da. În traducere liberă. Da. Vorbim imediat despre ce s-a mai întâmplat pe la partide aseară, dar pe la sediile partidelor, dar urmărim reacțiile celor de la USR. Vom ajunge undeva la 18%, pentru că acestea sunt exit poll-urile la ora 19 și cred că avem șanse mari să ajungem la 18%. Noi ne-am propus să fim aproape de 20%. Din păcate, puțină lume a venit la vot astăzi. Suntem cu 8% aproape sub anul trecut și sub alegerile locale din septembrie. Cred că, totuși, electoratul nu s-a mobilizat mai bine decât la alte partide. Adică, dacă să ne uităm la istoricul nostru și obiectivul pe care îl aveam, cred că electoratul USR Plus s-a mobilizat mai bine. Da, plecat de la un 9% acum 4 ani, cred că vom ajunge la 18% după numărarea voturilor și eu cred că peste următorii 4 ani vom fi a doua forță politică din România. Da, am văzut declarațiile domnului Moraru. Mihai, probabil că ne așteptam să-l auzim pe domnul Ungureanu, odată ce dânsul va ajunge în Parlament, trimis de voturile buzoienilor, nu altfel. Da, păi dacă așa și începe mandatul domnul Ungureanu, nefiind când se anunță rezultatele la Buzău... Probabil că făcea un live în curtea spitalului. Da, deja nu făcea un live pe terenul pe care se va construi noul spital. De pediatrie. De pediatrie, cel puțin de pediatrie, că vrea un spital municipal. E posibil. Îl întrebăm pe domnul Ungureanu unde dar, acum o să zic că un cetățean de rând, un obiectiv, zice, care nu ține, bă, dar de ce face mișto? Băi, uite, o să fac mișto până când poate, bă, să enervează și îl face, mă. Dar poate îl face, nu avem de unde să știm că nu respectă ce a promis. Că de astea de campanie, că facem și dregem, dar toate partidele au venit cu de-astea. Cu spitalul. Cu facem. PSD-ul a fost cel mai curajos. După ce a promis regionalele, spitalele regionale și n-au făcut niciunul, acum au vrut centre de permanență în localitățile din mediul rural. Tot centre sanitare, evident, un fel de dispensare și erau câteva sute pe care le-au promis. Da. Ia să vedem dacă o să fie măcar 10 făcute din cele 200 promise. Dumnezeule, mă gândesc la PSD, la Buzău, de exemplu. A avut multe realizări, dar una dintre cele mai mari nerealizări ale PSD este cea prin care nu a făcut absolut nimic pentru oamenii fără locuri de muncă. De atâția ani de zile suntem în top la nivel național și PSD n-a făcut nimic. Sunt două bazine care sunt în momentul de față și în momentul de față inundate de șomeri, vorbind de Pogoanele și de Valea Buzăului, de care nu a fost interesat PSD să facă nimic. Dar au un program acum, nu știu dacă ai văzut program. Dacă, program ce? Au un program să facă tot felul de lucruri pentru a avea oamenii un loc de muncă. Bă, dar nu e posibil așa ceva. Dar vorbesc, adică chiar astăzi mă gândeam, bă, dar ăștia chiar n-au făcut nimic. Au făcut drumuri și au făcut drumuri, chiar au făcut. Au asfaltat pe colo, pe colo, așa, proiecte, nu știu ce, au europene. Mai plombat, au mai așa. Bun, am înțeles. Bă, dar chiar așa, adică atât de mult să mergi pe asta cu social-democrația încât să nu te preocupe de faptul că noi mereu spunem că Buzău e în top la șomaj. Mihai, dar spune-mi ce s-ar fi întâmplat dacă, așa cum doreau cei de la PSD și cei din opoziție, alegerile ar fi fost amânate până în luna martie? Pentru că toată lumea a spus că PNL a vrut alegeri acum, pentru că după iarnă va fi mult mai greu să obțină încrederea alegătorilor. Care ar fi fost rezultatele atunci? Crezi că s-ar fi schimbat foarte mult? E adevărat că PNL a avut rezultatul ăsta și pe fondul gestionării și pe fondul unor decizii proaste care au atins niște puncte sensibile. Unul a fost biserica. Adică vorbim de ce PNL
a avut un scor sub PSD, care PSD a profitat și a crescut. Deci față de ce a fost cu în ianuarie cât a avut PSD, acum a crescut destul de mult, aproape că și-a dublat scorul electoral. Și PNL a gestionat asta cu pandemia, a indus cetățeanului de rând care a zis că el e credincios, domne, nu mai lasă în biserici. Nu... Bine, aici deși... Aur a profitat cel mai mult. Da, când nu mai lasă în biserici. Bâlba cu piețele. Le-am închis, am închis piețele, dar le redeschidem fix în weekendul de alegeri. Adică au fost niște greșeli contabilizate la vot pentru PNL. Cu cât PNL stătea mai mult la... cu cât alegerile s-ar fi organizat mai încolo de data asta, cu atât mai mult PNL ar fi pierdut. Bun. În sondaj. Ce crezi că s-a întâmplat cu Pro-România? Pro-România, care la nivel local înțeleg că atât de la Camera Deputaților cât și la Senat are undeva la 7%, la nivel național încă nu a făcut pragul, da? Da, și nu că nu-l va face. Nu va face, da. Clar. Păi, Pro-România la Buzău a avut scor sub Aur. Atenție, deci Aur a bătut Pro-România la Buzău. Pro-România, care în afară de tema cu Universitatea Politehnică, că vine la Buzău, că va fi un centru universitar al Politehnicii la Buzău, nu am văzut altă temă de campanie. Și, hai, George Sava, care a mizat pe chestia asta cu agricultura. Dar au fost atât de incisivi și atât de des au apărut în fiecare săptămână, de vreo două ori pe săptămână, cu Universitatea Politehnică, încât propriul proiect de campanie a devenit 90% în fața cetățeanului de rând, doar o promisiune electorală. Bine, asta pentru că mai venea o universitate adusă de la Galați, de PNL. Da, pe și PNL-ul pe ultima studiment de săptămâna trecută. Gata, a însemnat... Adică asta avem nevoie la Buzău de au însemnat acord de înființare. Nu s-a înființat nimic. Deci la Buzău, ca să se înființeze ceva, trebuie multe aprobări. Dar eu vreau să văd Pro-România, care a, tot așa prin candidați, a promis că, domne, chiar dacă nu câștigăm alegerile, noi o să aducem Politehnica la Buzău. Chiar îmi doresc acest lucru, ca Pro-România să se țină de cuvânt, ar fi o premieră, cred, națională, ca ne fiind aleși, ei să reușească să aducă Politehnica la Buzău. Deci chiar îi provoc să-și respecte promisiunea asta de campanie, chiar dacă nu au devenit parlamentari. Ar fi, repet, chiar pentru o premieră. Pentru că posibilitatea o au, nu? Da, chiar o premieră, da. Ar fi. Aș vrea să vorbim acum despre oamenii pe care Buzăul i-a trimis în Parlamentul României, cei pe care practic i-a angajat acolo, pentru că salariile lor sunt plătite de români. Parlamentarii ar trebui să fie angajații poporului și nu invers. Dar haide să vedem pe cine va trimite Buzăul în Parlamentul României, dacă PMP, și e clar că PMP a făcut pragul electoral, așa că va intra și PMP în Parlament. În varianta în care asta, în care PMP intră în Parlament, PSD va avea 3 deputați, Marcel Ciolacu, Andy Cristea și Romeo Lungu, fost vicepreședinte al Consiliului Județean, plus 2 senatori. Aceia senatori pe care i-a avut până acum PSD în legislatura deja, să zicem, trecută, Lucian Romașcanu și doamna senator Liliana Zbârnea. PMP își păstrează, după cum spuneam, parlamentarii, deputatul Adrian Mocanu și senatorul Dorin Bădulescu, PNL cu un mandat de deputat Gabriela Vrămescu, USR plus Emanuel Ungureanu, făuritorul de spitale, și AUR cu un deputat, Nicolae Roman, spuneam, general major în rezervă, fost comandant al Diviziei 2 Infanterie Getica de la Buzău. Haideți să dăm și varianta cealaltă totuși, pentru că chiar dacă acum rezultatele parțiale arată că PMP este peste prag, se poate întâmpla să coboare, dar e puțin probabil până la urmă. Dacă a ieșit Băsescu și a zis că ne-am luat AUR înapoi, este clar. Adică ne aducem aminte de un fleac, i-am ciurit. Așa. Fără PMP în Parlament, PSD ar mai câștiga un mandat de deputat prin profesor Laurențiu Țepeluș. PNL ar avea și un mandat de senator prin persoana lui Vlad Pufu și atât. Și atât. Înțeleg că domnul Pufu nu mai pleacă la Senat dacă PMP intră în Parlament. Acum,
Recunosc că din toate explicațiile pe care le-am primit legat de redistribuirea voturilor, nu am înțeles nimic. Poate că e și vina faptului că neuronii mei nu funcționează. Nu înțelege nimeni nimic. Nu funcționează atât de bine. Ceea ce chiar și cred. Dar nici ei de la partide, nu știu să, adică vin cu variante. Unii vin cu așa, cu, adică orice e posibil, domnule. Asta am înțeles eu din redistribuire. Adică mâine ne putem trezi cu un scenariu sau cu, chiar cu o variantă finală un pic modificată. Repet, un pic modificată. Dar ai văzut că domnul Neagu a zis că vor fi 5 deputați. Asta înseamnă că ar putea să meargă domnul Damian în Parlamentul României? Da, până acum președintele Neagu le-a nimerit. Până acum chiar le-a nimerit. Deci la redistribuire ar putea fi chiar 5 deputați de la PSD? Există și varianta aceasta. Dar nu băgăm mâna în foc pentru ea. Doamna Claudia Benchescu nu o să meargă în Parlament. Rămâne la MAI, subsecretar de stat, sau o să meargă la redistribuire? N-o să meargă. Acum, dacă se numără sau renumără voturile de la Vadul Pașc, probabil da. Probabil da. Da. Dacă nu, nu. Ceea ce e greu de crezut, că se renumără voturile de la Vadul Pașc, n-avem nici port la Vadul Pașc. Bucur, încă. Da, da, eu mă bucur că am înțeles că PNL-ul va face guvernul, nu? Tot PNL-ul. Nu singur. Nici nu, de cum, cu USR, oricum rămâne promisiunea asta de campanie cu autostrada A7. Dar tu ai văzut ce a zis domnul Rafila, că nu pot să mă abțin acum. Ce a zis domnul Dacă Rafila? Tot vorbim de USR Plus. Domnul Rafila, care evident este PSD și a fost candidat PSD, a spus că USR Plus ar trebui să facă o alianță cu PSD, pentru că așa s-ar putea să avem și noi o țară normală și în contextul pandemiei așa s-ar întâmpla în fiecare țară civilizată ca USR Plus să se unească de această dată cu PSD și să contribuie la însănătoșirea gramnică a populației. Nu? Da, deci, asta e posibil beze... să se întâmple așa. Astea sunt bezele politice. Da. Da. Adică îi curtează. Da, PNL-ul n-a trimis bezele dimpotrivă către USR Plus. Da, l-am văzut. Un pic de tensiuni. Cioloș, am înțeles că s-a autoproclamat candidatul pentru premier. Dar, mă rog, să fie așa la că ei. Dacă se ceartă dar mult, pentru mine, ca vedem... buzoian, și vreau să le transmit și cetățenilor din județ, poate n-au înțeles declarația domnului Dancă, șeful cancelariei premierului. Așa, mesajul pentru domnul Dancă. Deci, atenție, să ne bucurăm că PNL va face un nou guvern și că va fi la putere, pentru că de la anul, cât mai e până la cât? În 2020, acum vine anul nou. Bine, nu o să mai fie cu petrecere pe platou. Bă, dar de la anul o să vedem buldozerele pe autostrada Ploiești, care era drum expres, de fapt. Dar acum s-a transformat, grație PNL, în proiect de autostradă Ploiești, Buzău, mă rog, Focșani, autostrada Moldovei și așa. Deci la anul vom vedea buldozere pe acolo, autostrada. Da, am mai spus că o să mai vedem buldozere și în altă parte. Nu, păi începe cu asta, parcul cu Ploiești, industrial, Buzău. Nu mai știu ce parc industrial. Parcul industrial e ăla de la Vadul Pașc. Dar te rog frumos să te concentrezi. Deci, parcul deci, industrial Pașc se va face la Vadul și buldozere, Pașc. Da. Și acolo vor fi. Bă, acolo păi vor fi, da. Va fi o așa. Problemă. Bine, acum dacă domnul Ionel Dancă a spus asta cu buldozerele, el a mai spus ceva în conferința asta de presă de pe ultima 100 de metri din campanie. Când a venit la Buzău. Bine, mai fac Moldova, o paranteză. Da. Bine, că nu știa că noi suntem de fapt Buzău. Nu avem treabă cu Moldova, ca regiune geografică, da, ca regiune din asta, da? Hai că suntem domne, avem multe proiecte pentru Moldova. Multe proiecte. Bine, bine, am înțeles. Ok. Dar noi suntem la Buzău, domnule. Ah, știu, dar eu sunt focșănean, știți, îmi cer scuze. Bine, nicio problemă. Și a zis domnul Dancă, întrebat fiind, domne, dar au fost niște probleme, că ei sunt pregătiți pentru alegeri, spunea. Pregătiți, domne, așa și la alegerile trecute, cei din comisie care s-au dus cu urna mobilă la pacienții, la bolnavii de COVID, nu au avut combinezoane, au avut doar mască și mănuși, atât. Și a întrebat un coleg, domne, dar uite, au fost problemele astea, aha, nu, no. Păi cum să nu, vom fi pregătiți, vor avea combinezoane. Ați văzut vreun combinezon pe la vreun de ăsta? Deci minciună gogonată, de dar bineînțeles că a zis-o de campanie, a fost un răspuns din ăla. Da, deci dacă îl întreba, domne, dar vor avea și izolete? Da, și izolete dăm, adică orice era întrebat și trebuia să zică ceva de bine, adică să fie bine ca să nu fie rău, domnul Dancă spunea, da, da, da.
Da, da, cu buldozerele e clar, o să fie la anul multe peste tot. Deci da? Aia cu buldozerele eram pe sub scaune pe acolo cu toții, dar mă rog, inclusiv, aha, acum dăm din casă, inclusiv cei din PNL, din echipa de campanie, erau pe jos. Când l-au auzit pe din echipa Dan, veche, poate. Or fi buldozerele. Din echipa de la București, nu știu dacă. Și din echipa, păi nu, de ce crezi că ea nu știu cu cine au de face. Face? Da, da, da. Bun, da. Le așteptăm cu drag, important e să vedem că se termină lucrările, că am mai văzut noi lucrări începute care nu s-au mai finalizat niciodată, asta pentru că au început în campanie și după aia au trecut alegerile, n-a mai interesat pe nimeni finalizarea proiectelor și cum bine ai punctat, așteptăm spitalul municipal sau cum va fi, dar să fie un spital nou, nu? Că suntem amenințați de vreo 10 ani că vom avea un spital municipal în Buzău. Acum râdem, glumim, ironizăm, dar la modul serios. Mi-ar plăcea să văd o unitate din asta de monolit din partea tuturor parlamentarilor de Buzău, indiferent de natura politică, să facă într-adevăr că e nevoie de un spital municipal. Dar să îi aducă și pe medici să lucreze în spital. Și un spital care să acopere niște specializări care nu există, nu sunt acoperite în momentul de față în județul nostru. Și nu numai în municipiul Buzău să fie spital. Să fie, domnule, să facă, domnule, ceea ce trebuie să facă oamenii ăștia pentru... Eu am avut impresia, și Universitatea Politehnică, gata, vreau să vină la Buzău. Mi-a zis deși colegul campania... Lucian că intre genericul, nu, peste, da, noi, da? Să intre. Poți să vorbești doar cu mine atunci. Eu am avut impresia că în campanie s-a deschis deja Politehnica la Buzău. Așa ai crezut, da? Da. Deci presiunea a fost atât de mare încât ți s-a creat așa un mediu în care ai crezut că toate se întâmplă, dar iată că a trecut ziua alegerilor și vedem că nu s-a întâmplat nimic deocamdată, doar promisiune, așa cum primim de fiecare dată și poate la anul buldozere. Mihai, îți mulțumesc tare mult pentru prezență și ne revedem imediat după emisiune. Te mai aștept să comentăm și în următorii 4 ani o să tot vedem dacă ceva se întâmplă din toate promisiunile pe care le-am auzit în această campanie și noi și buzoienii. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi pentru jurnalul Campus TV imediat. Seară bună, la revedere!